Hello, sunt Vlad de pe Totodau.ro. Vreau să prezentăm setul de la World Famous, mai exact setul de la At Pancho. Cu toții îl știți pe Pancho, este un artist fenomenal, demențial, nu știu, un cuvânt, n-am cum să găsesc un cuvânt pentru el. Pe lângă că este un artist enorm de bun și de top, este un om super de treabă, cei care îl cunoașteți. Deci chiar un om la locul lui și chiar retras și chiar super de treabă. Cei de la World Famous împreună cu Pancho au scos setul Pastel, mai exact un set de greiuri. De fiecare dată vreau să vă precizez. Deci este o diferență între grey și greywash. Greywash-ul este negrul diluat cu apă și greiul este negru diluat cu alb, da? Adică gri. Una este greywash, cum spălăcim, deschidem culoarea neagră să facem un negru mai deschis, și una este să punem alb în negru și atunci să facem un gri. Da? Acesta este gri, adică grey. Mai exact, setul Pastel de la At Pancho de la World Famous. El conține 6 tușuri, avem aici 6 tușuri, 6 nuanțe, de la cel mai deschis până la cel mai închis. Da? Acestea sunt tipurile care le folosesc, le-a ales personal Pancho cu cei de la World Famous. Și acestea sunt tipurile de pastel, de greiuri, care le folosește el personal. Deci este un set enorm de bun. World Famous este o firmă care a început să iasă pe piață așa de vreo 3 ani de zile și au ajuns în top. Pe lângă că au tușuri și culori foarte deschise. Și acum au venit cu o revoluție, așa să spun așa, au schimbat capacele. Toată industria, de la Fusion, la Intense, la Eternal, deci absolut toți au aceleași capace la tușuri. Bine, Intensele le-au schimbat un pic acum, capacele lor care nu mai au sigiliu și se au două clicuri, adică se desigilează de două ori, dar în afară de ei, nu mai au toate capacele sunt la fel. Cei de la World Famous au venit cu sistemul acesta de capace, un sistem foarte bun, ele se închid, o să vedeți, se închid și se deschid foarte greu, deci este foarte greu să le deschideți din greșeală sau să nu le închideți că trebuie să apăsați mai tare pe ele, dar cu toate acestea este un sistem foarte bun. Cu toate acestea vă recomand foarte mult să încercați setul de la At Pancho, setul de pastel. Este un set foarte bun pentru cei care lucrează în alb și negru, sincer, 100%. Și tot timpul vă spun și vă recomand să încercați să folosiți un set anume. Dacă v-ați obișnuit așa, foarte bine. Dacă nu, sincer, vă recomand să vă luați. Mă refer, dacă v-ați obișnuit așa, să vă puneți într-un căpăcel un pic de negru și două picături de alb. Dar să zicem că peste 2-3 ani de zile clientul vă vine la retuș, poate nu mai știți culorile cum le-ați folosit și de aceea clientul are jumate de tatuaj și jumate o să pară mult mai deschis sau mult mai închis dacă nu amestecați exact așa cum ați amestecat cu 2-3 ani înainte, când i-ați făcut prima parte a tatuajului. Și clientul vă vine ca să-și continue cealaltă parte a tatuajului și ca să-i rămână la fel și nuanțele să fie la fel, de aceea vă recomand tot timpul să mergeți pe un set sau pe o nuanță sau pe o firmă. Sunt o grămadă de firme, de la Intense, de la Eterna, de la Fusion, de la World Famous, o grămadă de firme care le puteți folosi și să mergeți numai pe tușurile ori de greiuașuri, ori de griuri, da? Greiuașuri negru cu apă, griurile negru cu alb, ca să mergeți exact. Că peste 2-3 ani când vă vine clientul ca să-i retușați sau să-i continuați restul tatuajului, ca să fie aceeași culoare, să fie când se vindecă, să fie o nuanță frumos uniformă de sus până jos. Că dacă cu câțiva ani înainte, să zicem că foloseați 2-3 picături de negru și una de alb și acum folosiți 2 picături de negru și una de alb sau una picătură de negru și una de alb, că v-a schimbat între timp, că vi s-a părea mult mai bine, poate nu mai știți și o să iasă, cum mai știți cum ați folosit prima oară la acel client și o să vă iasă mult mai deschis. Se vede jumate de mână cu un gri și jumate de mână cu un gri mai închis sau mai deschis. De aceea, tot timpul vă recomand să mergeți să vă țineți de o nuanță, adică de o firmă și să mergeți pe aceeași set de griuri sau de greuașuri. În așa fel n-aveți cum să greșeți nici dacă clientul vine și după 10 ani să-i continuați ceva sau să-i retușați, în cel mai rău caz, că a fost, nu știu, a fost plecat și i s-a deschis că a fost după o săptămână și a făcut baie și a fost plecat din țară și după un an de zile vine să retușați, că i-a ieșit majoritatea culorilor. Nu vă recomand să se întâmple asta la nimeni, sper să nu se întâmple asta la nimeni, dar este tot timpul bine ca să știți exact ce ați folosit și să-i continuați să-i retușați sau să-i continuați tatuajul cu aceleași nuanțe. Acesta ar fi setul de la At Pancho, la setul de pastel de 6 tipuri de culori. Eu sunt Vlad de pe Totodau.ro și cu mare plăcere ne revedem la următorul video. Pace!